Vreau să vă mai spun ceva, bine că ne-am amintit. Avem vin, avem vin bun în seara asta de la Crama Lechburg. Vă rog, gustați-l. Ne-au sprijinit, au fost foarte drăguți, au vrut să participe la eveniment. Mie mi-a scăpat. Mulțumim mult! Și în seara asta, parafrazez un titlu de spectacol, e un spectacol făcut de tineri pentru că în seara asta am fost așa un pic complexată și foarte, foarte emoționată pentru că două fete atât de tinere, Lina și Cătălina, Călina și Lina, se ocupă de arta contemporană și mai ales de promovarea spațiilor eu nu i-aș spune neconvențional, spațiilor uitate. Știți cum se vede spațiul ăsta? Exact ca pe un bunic de departe pe care nu l-ați mai vizitat de foarte mult timp sau poate nu l-ați vizitat niciodată pentru că era într-un sat uitat. Toate spațiile care nu sunt centrale în orașe pot avea atât valoare arhitecturală cât și valoare sentimentală mult mai mare decât spațiile de pe pietonal. Și atunci am să vă dăruiesc All of Me.
Așa, trebuie să vă spunem că noi pe drum ne-am oprit la Reghin, la un lutier, dar Michael trebuia să fie cu un alt contrabas azi aici și s-a îndrăgostit. E ca atunci când ai vedea o femeie foarte frumoasă. Mergem mai departe cu micul nostru recital. Am zis că vorbim și cântăm despre iubire. Și o să vă ducem în anii 80 la Iași, unde un compozitor foarte cunoscut în zona Moldovei, Titel Popovici, împreună cu Anca Parghel, poate cea mai cunoscută, titrată și experimentată vocalistă de jazz română, au scris această piesă. Mi-am dorit foarte mult să cânt în limba română la Bistrița și cred că piesa se potrivește cu locul. Thank you.
Thank you.
mie îmi plac foarte mult baladele. De obicei muzicienii, unii dintre ei, cei cu care cânt în seara asta, nu, îmi spun atâtea balade și atâtea tristețuri cânt, dar în interiorul nostru, al celor care suntem pe scenă, este foarte multă tristețe. De fapt, mai târziu o să vă mai cânt o piesă care are legătură cu tristețea. Un clasic de jazz, Body and Soul. Thank you.
Compoziție semnată Wayne Shorter. Ne ducem un pic spre Brazilia și spre teritoriul Bossei Nova. Este o compoziție mai puțin cântată care se numește Gentle Rain. Compoziție semnată lui Bonfa și are text Vicinius de Moraes, dar de data asta o vom cânta în limba engleză. Like the gentle rain.
Mulțumesc frumos! Viața mea a fost schimbată de o actriță și de o cântăreață. Ar fi trebuit să fiu azi avocat. Soarta a făcut să nu fiu avocat și după ce m-am oprit din a studia dreptul, au trecut foarte mulți ani până când am ajuns pe adevăratul meu drum. Pentru că în clasa 6 am fost la operă și am zis că îmi doresc să fiu cântăreață de operă. Și mama a zis așa super cinică și seacă, dragă, noi suntem de sport. Și s-a terminat cu opera și s-a terminat cu așa. Au trecut mulți ani, între timp am avut un băiețel și am căutat-o pe Adriana Trandafir și am zis vreau să dau la actorie. Ea a zis, vai, nu se poate, este o meserie de așa înțelege dumneavoastră. Și apoi am cunoscut-o pe Anca Gorghiu pentru că mi-am dat seama că adevărata mea vocație este să fac muzică. Un muzician pe care îl apreciez foarte mult este Mircea Tiberian. Și cred că o să vă cântăm cea mai frumoasă piesă de jazz românesc scrisă vreodată. Thank you.
Out of the lane.
Foarte frumos și o poveste. Este o piesă din anii 80, dacă o ascultați în varianta ei originală, sună total altfel decât ce vom cânta în seara asta. Eu mă regăsesc în versurile ei și de fiecare dată când o cânt, știu că așa e pentru mine. Bravo! Now I'm in that surprise of business.
Mulțumim frumos! La pian în seara aceasta pentru dumneavoastră a fost Daniel Cicoș. La contrabas din Viena, Michalaca. La baterie, Avor Gombos. Thank you.
intrat în foarte mult să cânt balade, pentru că în calitate de muzician ai foarte mult timp să asculti și să te bucuri de ceea ce cântă colegii tăi. Da. My one and only love, sau La Vie en Rose. Stați așa că mă gândesc eu, fapt, my one and only love. Știți de ce? Pentru că Pedro Negrescu a avut o relație foarte specială cu domnul Gavril Sărbure, pentru că asta era piesa preferată a lui Pedro Negrescu și pentru că tot așa este una dintre cele mai frumoase balade. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. E important să spuneți celorlalți că ați fost în seara asta aici. Pentru că cel mai bun marketing, și doamnele se ocupă cu, sunt curator și se ocupă cu marketingul cultural, este povestea de la mine, la tine, la tine, la celălalt. Fiți deschiși și întotdeauna dăruiți binele, niciodată răul. Thank you.
patrie Our Gumbos. Ana Maria Vela Quartet, mulțumim pentru această seară minunată, mulțumim Centrului Județean pentru Cultură Bistrița, celor de la Etanuels și celor două domnișoare atât de curajoase să promoveze arta contemporană. Mulțumim!